La început a fost pur și simplu o preocupare. Ne-am întrebat dacă nu cumva, în rutina zilnică de a informa despre cele întâmplate, ne scapă ceva. Dacă nu cumva, copleșiți de graba de a relata despre evenimente la zi, întâmplări politice, probleme economice, sociale sau opinii despre una sau alta, lăsăm în urmă o realitate, una pe care o observăm doar întreagăt, dacă o observăm, și care nu se regăsește pe ecranul televizorului decât așa, din întâmplare. Pentru că nu poți ajunge la ea pe tocuri și cu machiajul ajustat la luminile din studio, pentru că ai destrăbătut niște drumuri, pentru că nu face rating în talk show-uri și pentru că ba e prea frumoasă, ba e prea urâtă, ba bucură și întristează în același timp. Și pentru că e autentică, dar nu distrează, ci pune pe gânduri și asta nu este întotdeauna confortabil și atrăgător. Așa s-a născut, pur și simplu, o emisiune, acum 5 ani, la Europa Liberă. Un mic grup de jurnaliști și-a propus să pună pe hartă și această altă realitate, atât de aproape de noi, dar atât de necunoscută. Cu poveștile vieții unor oameni care și-au fost mii, n-au avut niciodată în față un microfon sau o cameră de filmat, sau o privire a celui care știe să asculte cu atenție, sau care să le facă auzite cu onestitate și respect grijile, necazurile, problemele și chiar dacă mai rar, bucuriile adevărate. Pe parcursul a 5 ani deja, echipa pur și simplu a intrat în casele dumneavoastră cu sute de reportaje. A străbătut pentru asta în lung și în lat cuprinsul Republicii Moldova și nu numai, și ca prezent și ca trecut. Doar o mică parte totuși din ce merită și urmează încă să fie cunoscut. Așa că pe curând ne revedem tot acolo, în realitatea ce nu poate fi abandonată.